Bună ziua și bine ne-am regăsit! Numele meu este Luciana Prisecaru și vă prezint emisiunea Vocea Interioară la Terranova TV. Această emisiune vă poate oferi un plus de cunoaștere, de informație, prin natura invitaților care ne onorează cu prezența și care aleg să transmită mai departe din cunoașterea și bogățiile sale lăuntrice. Dincolo de ceea ce dobândim prin cunoaștere, este important să ținem cont de sinergia informațiilor pe care le acumulăm atât la nivel intuitiv, cât și la nivel rațional. Astăzi ne vom opri cu atenția la alte tipuri de boli karmice care vin pe informație ancestrală a sufletului. Practic este o a treia parte a emisiunii cu titlul Boli karmice, întrucât nu am putut cuprinde în cele două ediții chiar tot ceea ce ne-am propus să discutăm aici, am considerat că este nevoie și de o a treia. Invitatul meu în această ediție este, bineînțeles, domnul Liviu Andronovici, profesor, scriitor și inventator. Mă bucur că suntem din nou împreună. Bine ați revenit, domnule profesor! Bine v-am regăsit! Domnule profesor, știu că mai aveam de atins niște subiecte cuprinse tot în bolile karmice. Aș vrea să începem cu cancerul juvenil. Pentru că ne-ați dat niște termeni care nu toată lumea îi cunoaște. Aș vrea să atingem cam tot ceea ce ne-am propus astăzi, întrucât este a treia ediție. Cancerul juvenil este o boală care este adusă întotdeauna de suflet. Dovadă că părinții în situațiile acestea sunt sănătoși și părinții au peste 20, 30, 40 de ani, iar copiii la nivelul vârstei de 2, 3, 4, 5 ani ajung la nivelul de cancer. Nu au cum să se distrugă organele și organismul în general atât de repede. Dacă ar fi fost cumva, din punct de vedere genetic, o boală transmisibilă. De obicei este căutată greșit genetic la bunici sau alții mai îndepărtați din zona arborele genealogic, să spunem. Da, pentru că informația în general se cam pierde de la bunici străbunici. Mai puternică este informația genetică de la părinți. Problema este că, iarăși, ne întoarcem la ideea de informația sufletului care vine din zona altor vieți. Momentul când majoritatea fac niște gafe, greșeli, păcate, spuneți-le cum vreți, lucruri, fapte negative, ele vin ca și informații pentru că se înregistrează odată cu sufletul. În momentul când sufletul se descarcă în corpul noului tânăr, vine cu surplusul de informație genetică, dar a corpului anterior. Și așa se transmite din corp în corp, din spirit în spirit, până ajunge la ultima fază, în momentul când apare personajul respectiv. În momentul când el a venit cu o informație foarte slabă, foarte scăzută, că aici vorbim de informația energetică a materiei pe care o aduce sufletul. În momentul când este foarte scăzută, nu ai cum să o repari, pentru că medicația ajută foarte bine corpul fizic, repet, susține bine mineralizarea, vitaminizarea, activează unele elemente nervoase sau circulatorii, dar dacă informația celulei este foarte scăzută, nu se reface. Și dovadă că sunt necunoscute foarte multe boli ca și metodă de tratament. Iar cancerul acesta, în general, este cunoscut că este vorba despre o distrugere totală a celulei. Din punct de vedere infoenergetic, este cam la 15% funcție a unei celule. Păi da, 15%, dacă ne gândim la o funcție medie normală, trebuie să fie un minim 50%.
ca să fie mediu normal. Bine și foarte bine, e peste 60, 70 sau 80%. E, deja e departe. Ori 15% ăsta este extrem de jos, dacă nu cumva chiar scade sub nivelul de 15%, informația respectivă nu se mai poate reface. Pentru că e atât de murdară celula încât nu are posibilitatea să se și curețe, să ajungă și la nivel de funcționare bună, medie, nu de excepție. E, ori cancerul acesta nu poate fi explicat. Am fost pe la spitalul specializat în asemenea tratament și am văzut copiii care sunt gri, albaștri, negri, cum să zic, în sensul că nu sunt n-au acea culoare roz în obraj, care este de fapt de sănătate. E, greșeala acelor suflete când au venit în această viață a fost atât de mare încât prin distrugerea pe care și-au făcut-o ei, pentru că, mare atenție, noi ne alegem multe acțiuni pe care le facem în timpul vieții. Avem acel liber arbitru pe care Dumnezeu ni l-a dat. E un program, lege, n-avem voie să încălcăm liberul arbitru altcuiva. Problema este că noi ne alegem niște fapte, niște cu gândurile pe care noi le greșim. Avem impresia că avem dreptate, judecăm și în concluzie tragem o alarmă în interior că trebuie să facem neapărat, să ne răzbunăm, să omorâm pe nu știu cine, că ne-a omorât nu știu ce, că ne-a furat nu știu ce, în sfârșit. De aici apar tot felul de gânduri proaste. Ne ducem și îi surghiunim pe unii sau pe alții. Nu ținem cont că, și aici este o mare greșeală din punctul meu de vedere a bisericii, că nu spune, vedeți că veți suferi și în viața următoare dacă voi vă chinuiți aici. Voi chinuiți și pe alții. Faceți fapte bune. Nu vă duceți în zona de neapărat răzbunare, că ăla nu i-a făcut, că ăla mi-a adres. Da, sunt și oameni care gândesc așa, dar dacă te liniștești cu mintea, reușești să depășești acele nivele. Este nevoie de acea liniște, practic, pentru ca omul să înțeleagă, să înțeleagă unde greșește, să înțeleagă unde nu acționează în direcția care trebuie și atunci, până nu așterne acea liniște, nu conștientizează, practic. Liniștea înseamnă sănătate. În momentul când mintea este liniștită, vezi, percepi altfel situațiile. E ca și cum te-ai uitat la tine de la etajul 1 și te studiezi și îți dai seama că nu faci bine anumite lucruri. E, problema asta trebuie să ajungă la introspecție. Însă, din păcate, marea majoritate a oamenilor se grăbesc. N-au timp de așa ceva, au timp pentru absolut orice acțiune și când ajung la momentele respective, clar că nu mai au cum să deceleze toată informația și atunci, nefiind pregătit, nelucrând cu ei, acționează în funcție de program. Aș întreba acum această categorie de boală, cancer juvenil, există, are tratament care să se, din punct să se de oprească vedere, undeva? Din punct de vedere alopat, nu. E pentru că e același tip de tratament cu adică să nu mai meargă informația mai departe la cei din familie care... Nu are cum să meargă informația pentru că e, încă o dată, nu e genetic. Este vorba de informația sufletului. Doar de sufletul respectiv. Atât. Doar deci de el poate transmite, da, o distrugere dacă ajunge să aibă copii. Problema este că, de obicei, la nivelul ăsta nu prea se mai... Distrugerea este atât de mare încât nu cred că mai ajunge să se ducă prea mult în viața respectivă, pentru că deja are o zonă distrusă totală. Există posibilitatea ca prin operație să fie extirpată toată masa aceea murdară, distrusă și să trăiască personajul fără o anumită zonă de mușchi, organe, eu știu, glande, bine sau binișor restul vieții. Ca să transmită mai departe informația asta este, eu zic, aproape imposibil. Partea însă
bună, care nu este însă cunoscută, cu tratamentul alopat, după părerea mea, nu se rezolvă decât, eu știu, să menții oarecum organismul într-o stare de relativ echilibru. Din punct de vedere energetic, se poate face un salt în timp anterior, retrospecție, la momentul care a produs acel dezechilibru major, poate să fie o boală, e clar că e boală karmică, poate să fie o lovitură sau o tăietură care să blocheze un circuit nervos. Aici e clar nevoia de a studia persoana respectivă pe, e studiu de caz. Nu se poate generaliza. Încă o dată, poate fi o tăietură, o înțepătură, o lovitură, o travă, foc. Sunt mai multe elemente care pot fi introduse în această informație și atunci, în funcție de ceea ce descoperim pe personajul respectiv, se poate repara. La fel cum am zis și de alte boli, retrospecția ne poate ajuta. Că este din punct de vedere hipnotic sau prin partea de meditație cu ieșire în, pe o linie temporală. Asta depinde de personajul care știe despre ce e vorba, știe cum se face și saltul clar că e clar, cu un specialist se poate face. Haideți să ne referim acum și la bolile autoimune. Bolile autoimune se referă clar la sistemul imunitar, în mod special la timus. Tot boală karmică este de obicei distrugerea timusului printr-o înțepătură. Că războaie au fost destule și împușcături și săbii, cuțite și alte tipuri de arme folosite pentru distrugere, evident. E, în momentul în care ajunge zona asta să se distrugă, timusul e legat și de spină, sistemul imunitar în general, dar dacă el nu funcționează, e clar că multe din celule nu mai știu ce să facă în organism, pentru că timusul asta este școala celulelor. Le învață unde se ducă și ce să facă. Nu există peste tot în organism același tip de celulă. Da. Celula nervoasă, celula de la unghii, celula de la piele, de la păr, toate sunt diferite ca informație, deși pornesc dintr-o celulă, să zicem, relativ comună. E, în momentul când nu avem această școală, e clar că organismul nici nu știe să se protejeze. Din punct de vedere fizic, rațional, există o explicație și un tratament de menținere. Iarăși, bun că reușești să menții, dar de vindecare nu există. E, iarăși, ne întoarcem la vindecarea prin regresie temporal, în momentul acțiunii respective, distrugerii, contactului, tăietură, repede, sau înțepătură, ocolirea momentului și întoarcerea cu structura refăcută în sensul că neatinsă, nedistrusă. Problema nu este greu de realizat, însă trebuie să, nu oricine știe să facă aceste. Dar aceste regresi. Boli autoimune se transmit transgenerațional? Nu, nu. Nu. Este vorba tot de sufletul individului? Tot de sufletul individului. Este posibil ca din informația genetică copiii să poată prelua anumite informații legate de părinți. Să aibă, de exemplu, o imunitate mai scăzută, dar nu o boală neapărat autoimună. Acum există unele persoane care reușesc, în ghilimele spus, să se autodistrugă în timpul vieții și să nu fie o boală karmică, să fie o boală autoimună obținută în timpul vieții, dar prin distrugerea mentală a, eu știu, să zicem, unei emoții neplăcute într-un anumit moment. Cum sunt exemplele acum a niște războaie prin prejurul nostru, e clar că emoțiile sunt foarte mari și distrugătoare, supărări, nemulțumiri, disperare, vină, vinovăție, adică minciună multă pe care mulți o sesizează. Clar, e, toate astea automat ne trag în vibrația inferioară, joasă, până la distrugerea corpului emoțional și de acolo distrugerea sistemului nervos. Cred că acest lucru se face în funcție de informația pe care o conținem, că nu toți oamenii, de exemplu, se frustrează. Nu.
la același nivel sau nu toți oamenii suferă pentru că... E în funcție de structura și de gândirea lor, automat. Ei, unii sunt liniștiți, unii sunt mai agitați. Nu vezi ce a spus, nu vezi ce a spus. Tocmai vezi... că activează acea informație care este deja în ei. Deja există, da, corect. Există niște slăbiciuni cu care ei au venit din karmă, tot așa, din sensibilități care nu sunt ușor de controlat. Acum, cine încearcă să învețe și nu există, nu se poate, încearcă să învețe cum să-și controleze acele emoții, clar că pot merge mai departe, e mult mai ușor. Dacă nici nu învață că las că nu se poate, mulți au zis, i-am auzit, nu se poate asta. Ba, se poate. Nu e ușor, e mai greu. Dar orice învățătură se poate realiza. Deci, dacă te duci în zona aia, pentru tine o faci, nu pentru altcineva, automat vei reuși să treci mai ușor peste anumite evenimente neplăcute. Vreau să vorbim acum despre cealaltă categorie de oameni, și anume sinucigașii. Aici cred că e un pic mai dramatic. Da, e într-un fel dramatic pentru că ei vin cu corpul emoțional distrus. Este atât de mare frica lor de viață, încât ei au venit cu frica asta. Și mai departe ei nu suportă decât în momentele, adică viața lor, dacă este frumoasă, ei merg mai departe. În momentul când apar niște dezechilibre, vorbim aici de război. Nu trebuie să ajungi la război. Sinucigașii se omoară și dacă au un alt dereglaj legat de ori se droghează, că le e frică de, eu știu, abandon. Se droghează ca să nu mai aibă acea percepție. Greșit. Cu drogurile nu fac să rezolve problema. Nu fac decât să se acutizeze. Am mai vorbit chiar odată cu un domn. Las că rezolv cu un pahar de whisky. Nu. Dar am întâlnit și situații în rândul tinerilor care, deși 20 și ceva de ani sau chiar 30, care spun că s-au săturat de viață. Oarecum tot din această categorie nu acceptă viața așa cum vine? E un psihic dărâmat deja pentru că a venit cu o slăbiciune. M-am întâlnit cu o doamnă care mi-a zis, mie mi-e frică să mă sinucid. Deci are acea putere încât să poată duce toate greutățile vieții, nu își permite să ajungă la momentul ăla. Și totuși de ce s-a gândit la asta? Dacă e atât de puternică. Pentru că are niște evenimente neplăcute și nu știe exact că viitorul îți rezervă tot felul de surprize. Nu știe exact cum să facă următorii pași. Și mi-am zis, răbdare că se așează. Trebuie totul să stai în liniște. În momentul în care stai în liniște, o să vezi că se deschid drumurile cum trebuie. Momentul că de asta noi ne ducem la astrologi, ca să aflăm despre viitorul nostru, sau în zona de chiromanție, sau în arta divinației, ca să descoperi ce ți rezervă ție viitorul, să știi parțial cum ești pregătit pentru evenimentele care urmează. Aici e clar că psihicul, dacă este dărâmat, la un moment dat, fără explicație prea multă, de fapt, sunt tot felul de informații care se adună de-a lungul timpului, fenomenul sandwich. Se tot așează unul peste altul, aceste neplăceri, nemulțumiri, supărări, stresuri, vinovății, tot felul de minciuni sau alte vibrații joase, care la un moment dat umplu paharul, iar la ei este paharul foarte mic. Nu este... Este foarte mic, că probabil că așa cum se așează una câte una, nu se duc să le și rezolve. Și dacă se tot așează, s-adună, clar, bine, dă pe afară. La negativ. În momentul când îl rezolvi, pentru că multe persoane zic, gata, am uitat, am trecut peste, nu le-ai scos, nu le-ai evidențiat cumva ca să le scoți din tine, pentru că murdăria aia s-adună până somatizează și ajunge să formeze tot felul de umflături, pietre, pe care le scoți din fizic, dar nu umbli la cauză. Adică continui cu ideea că cineva ți-a făcut rău și ești supărat. Nu degeaba există și acele iertări din creștinism sau Ho'oponopono care spun de fapt iartă-te, iartă-i pe ceilalți, ți-au greșit. Și nu mai ai cum să acționezi asupra evenimentului respectiv. De ce te-ai îngloda în continuare în aceeași formă de energie?
de ce eu, de ce mie, de ce eu, de ce mie. Du-te la un psiholog care te ajută să scapi de gândurile respective. Da, am întâlnit persoane care, deși spuneau că sunt într-un proces de vindecare și că au lucrat în această direcție, în acel moment în care își dea până aceste amintiri care le-au adus, eu știu, la nivel emoțional destule probleme, retrăiesc. Și le-am spus că acelor persoane pe care eu le-am cunoscut și le-am întâlnit, le-am spus că atât timp cât te afectează, când îți amintești, n-ai scăpat de ele. N-ai scăpat de ele. Da, deci trebuie să devii inofensiv când îți amintești ceva pe care ai trăit. Da, te uiți la tine ca la un film care s-a petrecut altor persoane. Exact, da, exact. Și atunci tu ești indiferent la evenimentele respective. Atunci ai trecut peste problema care te-a deranjat. În momentul în care intri din nou în vibrația respectivă, clar că un pic acolo, o cădiță din informația anterioară a rămas încă descos. Propun să mergem mai departe, că și aici este o temă foarte largă despre handicapul fizic și mental. Handicapul fizic și mental la copii, pentru că acolo trebuie să-l observăm, vine de multe ori de la părinți foarte întregi, foarte sănătoși. Și iarăși informația... Deci tot boli karmice. Tot în boli karmice, evident, se duc, pentru că vine sufletul cu atât de puțină, scăzută informație energetică, încât nu-i poate da corpului o informație de corp normal. Dacă ne referim la problemele fizice sau mentale, la fel, e vorba despre funcția creierului, care nu poate să se dezvolte foarte mult și atunci informația fiind foarte scăzută, n-are suport mintea care să se așeze pe un creier, să zicem, normal. De ce? Pentru că la fel au fost făcut niște gafe anterioare, mari de tot, încât distrugerea, autodistrugerea este majoră și revenirea în această viață este cu foarte mică informație energetică. Nu e genetică, încă o dată. De ce? Pentru că explicăm foarte clar. Copiii care vin din părinți sănătoși n-au cum să fie bolnavi. Dacă ar fi genetic, ar trebui să fie sănătoși. Și iarăși, ca exemplu, putem da copiii care sunt adoptați. Vin și se îmbolnăvesc cu boli pe care le au și părinții, dar ei nu au genetic nicio legătură. Și atunci cum se explică? Doar prin transmiterea unor programe pe care părinții le au și prin repetiție programele alea se înregistrează în mintea copilului și ei se îmbolnăvesc de aceeași problemă pe care au părinții. Îmi vine în minte acum un caz pe care l-am cunoscut personal când eram adolescentă. Și chiar despre un caz de genul acesta, un copil se născuse într-o familie fără o mână. Și deși eram destul de tânără la vremea aceea, foarte mult m-a preocupat de ce vin astfel de copii în această viață. Și evident că nu le-am găsit răspunsul la momentul respectiv. Explicația este simplă din punctul ăsta de vedere. Dacă privești karmic, automat înțelegi că au venit cu... Părinții erau sănătoși. Exemplu pe care eu vi l-am tot repetat, de-aia este inexplicabil. Și atunci, pentru că medicina alopată este limitată la corpul fizic, n-are cum să meargă în vieții anterioare, automat încearcă să explice prin zona genetică. Însă, sunt atâtea gene... Da, dacă ne gândim acum că este o mare diferență între un copil care rămâne fără o mână după naștere sau fără un picior, Doamne ferește, un accident. Și copiii care așa vin în această viață, fără o mână sau fără un picior. Ori fără o mână, ori cu picioarele în X și prin operație reușești să mai îndrepți. De acolo unde este lipsă. De acolo unde e lipsă, ce pui o altă bucată care nu este a lui și care funcționează. Și cred că nu întâmplătorul și aleg acei părinți.
Bine, aici intrăm în altă zonă de programare a părinților și a copiilor. Ei vin pe o anumită vibrație. În general este vorba despre lecții pe care trebuie să le învețe și copiii și părinții. Pentru că copiii vin cu un handicap și emoțional trebuie să fie foarte puternici ca să treacă peste acel handicap. Părinții la fel vin cu un corp emoțional care este reglat sau dereglat. În momentul în care intră în legătură cu acel copil nou, pentru că vor să-l aducă totuși în viață, problema lor este că trebuie să suporte diferit față de un corp, un copil normal, acele elemente de handicap. Cum le duc? Deci asta este o lecție, răbdarea, o lecție grea, înțelegerea situației, acceptarea situației, foarte grea. Și în final, lecția iubirii, care este cea mai grea. Și le cuprinde de fapt și pe care toate. Nu ține cont de nimic lecția iubirii. Nu, îți iubești copilul așa cum este. Indiferent, da. Deși, cum te iubește un cățel. Deși dacă mi-amintesc că pe vremea copilăriei mele, mama fiind infirmieră la un cămin de copii special cu aceste boli, în acele vremuri, mulți dintre părinți, când aduceau în această viață copiii de genul acesta, îi abandonau. Da. Da, și mai câștigă, să spunem, o boală, acea teamă de abandon. E suplimentar și tot pe emoțional și aici, de aici distrugerea majoră pe slăbiciunea, sensibilitatea asta de emoțională. Am putut să văd ce este în sufletul lor, poate că nimic nu-i întâmplător că lucrez cu copiii și ador copiii. Chiar am mers în acea instituție și am stat de multe ori printre ei și i-am analizat. Deși erau copii cu tot felul de dizabilități, aveau un suflet încât iubirea aceea pură nu prea o întâlnești. Dar ați văzut că toți copiii care sunt în zonele alea vin, sunt disperați după iubire și momentul când a intrat, imediat caută să vină lângă tine, să te strângă în brațe. Da. Deci acea simt nevoia aceasta de energia iubirii, au nevoie și simt nevoia de cineva care să stea tot timpul lângă ei. Da. De ce? Pentru că nu o au și atunci, cu cât stau mai lipiți de părinți sau, în sfârșit, alte persoane, cei care îi coordonează pe acolo, medici sau... E clar că simt nevoia continuu de prezența unui suflet care să aibă această energie, energia iubirii. Propun să mergem mai departe și să vorbim despre oase de sticlă. Asta chiar că puțini cred că cunosc aceste informații din această zonă, oase de sticlă. Da, oasele de sticlă nu sunt de sticlă, evident, dar se face comparația clară cu sticla. De ce? Pentru că orice os are o anumită elasticitate. Ca și betonul. Ei are o anumită elasticitate, de aia casele din beton se mișcă, oscilează. Au această permisiune. În momentul când facem comparație cu cărămida, nu are elasticitate. Deci pereții din cărămida aia se distrug, se sparg. Și iarăși este cunoscut faptul că oasele se rup, ca și comparație cu lemnul verde sau uscat. Lemnul uscat se sparge. Și atunci când ieși la operație, trebuie curățat, trebuie pus niște plăci, plăcuțe, sârme, ca să poată susține până să se repare. Lemnul verde nu se rupe la fel, nu se sparge. El capătă niște așchi care ușor, ușor se adună și de multe ori nu este nevoie de adăuga un element metalic de susținere. Se lipesc mult mai ușor, că încă mai au acea energie, informație care să le ajute să se sudeze înapoi. Oasele de sticlă nu au elasticitate, asta e clar. Ce tip de oameni au aceste oase de sticlă? Ce rău au putut să facă în viețile anterioare. Da, e interesant de ce spun, că ei au pierdut practic niște proteine. În momentul în care se poate să fie jucat cu tot felul de substanțe genetice, în alchimie cam asta se face, se discută despre producerea unor energii fără energiile induse de, eu știu, substanțe toxice, de explozivi, de alte
materiale care sunt chimice, ci tot ce se întâmplă să fie natural. Cum e și aurul, să-l obții natural din alte substanțe prin intermediul chimiei naturii. E, în situația asta, oasele pierdind proteine nu mai au această elasticitate și, din păcate, nu se poate obține că prin introducerea unei proteine, că introduci proteină de turmeric, de usturoi sau de ciuperci, chiar dacă le are o lipsă, infoenergia nu le permite așezarea acelor substanțe pe oasele respective din cauza informației aduse de organism, de suflet în acel organism nou. E, iarăși, ca și bolile autoimune, nu se pot rezolva pentru că e vorba de informația celulei cu care a venit din altă viață. Și distrugerea respectivă n-am găsit eu ca și personaj să pot să studiez. Nu știu exact de unde vine distrugerea, dar e clar o gafă mare referitor la aceste oase. Că a distrus, a rupt oase, posibil să fi făcut când în perioada de schingiuire a oamenilor ca să afle informații, se făcea cu ruperea unor oase. Dar care sunt problemele cu care acești oameni se... Ei trebuie să fie foarte atenți la lovituri. Pentru că orice lovitură, dacă osul este normal, e elastic și suportă o anumită presiune, tensiune la șocurile respective. În momentul când este de sticlă, comparativ, evident, cu sticla, sunt foarte casante. Adică se sparge ușor. Partea proastă este că și de reparat se repară greu. Pentru că, clar, numai cu operații, cu suport plăcuțe, prinse și nu se știe foarte bine dacă se și rezolvă, dacă se sudează singur osul respectiv ca și formă existentă a personajului și dacă plăcuțele trebuiesc după aceea, adică se pot scoate. Nu cunosc încă o dată, am auzit despre ele, am văzut informația care este și clar că tot din boala karmică se duce. Problema este că poate fi și această boală rezolvabilă, dar tot așa prin regresie. Altfel eu nu știu metodă de rezolvare. Da, important este că se găsesc rezolvări. Ar putea. Bineînțeles, nu cred că s-au făcut, nu știu, iertați-mă, nu am auzit, dar cazurile nu sunt foarte dese. Și aici da, e da, clar da. Că trebuie mers strict pe personaj, studiu de caz. Aș vrea să ne referim acum la cei cu sistemul nervos blocat. Da, e vorba tot de o informație scăzută, adusă de suflet. Iar ce înseamnă mai concret sistem nervos blocat? El nu funcționează. Adică persoanele respective nu simt durerea. Pe undeva e bine, dintr-un anumit punct de vedere e bine. Nu peste tot. Dar nu peste tot, pentru că, de exemplu, dacă te duci să faci sport și ai o lovitură mai puternică, poți să-ți rupi pe un picior, o mână, eu știu, niște oase și nu simți. De ce? Pentru că osul nu are nervi. Unu, dar nici mușchiul nu are informația necesară de a transmite către creier această putere de a comunica și de a răspunde că există legătura feedback. Creierul transmite către oase, genunchi de exemplu, și genunchiul îi răspunde. Da. Și știi că te doare, știi că simți. E, simțul ăsta înseamnă, de fapt, funcția sistemului nervos. În momentul când nu funcționează, nu transmite. E ca și cum ar fi tăiat. Da, da, da. Între bec și întrerupător există un fir. Firul ăla, în momentul când apeși pe întrerupător, nu transmite curentul electric. Deci becul nu are cum să se aprindă. Același lucru este și în sistemul nervos. De la oricare organ din organism care se duce cu informațional pe un meridian nervos, undeva e clar întrerupt. Dacă e doar întrerupt, se poate obține în viața asta tot așa, prin lovituri, tăieturi, operații. Un fel de șocuri. Da, șocuri în general. Dar dacă e venit din altă viață, e cam tot distrus.
sau măcar o anumită parte. Nu-și simt picioarele sau nu-și simt mâinile. E greu, pentru că trebuie să ți le coordonezi, creierul dă comandă, dar mâna nu răspunde. Și atunci cum faci? Se poate controla, se poate învăța, însă este refacerea sistemului nervos în situația asta, nu se poate, iarăși, din punct de vedere alopat. De ce? Pentru că e vorba de informația celulei care nu reușește să transmită. E vorba de neurotransmițătorii care sunt blocați. Și atunci, cum să transmită o informație dacă n-au ei acea Și ce pot să facă aceste persoane? Să-și accepte viața așa da, cum în primul rând să-și accepte psihic elementul și evenimentul respectiv și să încerce să-și controleze. Cum sunt, hai să zicem, ca și exemplu, cei care își pierd un picior sau o mână, pun un înlocuitor și psihic trebuie să treacă peste evenimentul respectiv și să-și controleze mișcarea brațului sau a piciorului care este de fapt lipsă. Se poate, există tot felul de suporți foarte buni, excepționali, ca să spun, din punctul meu de vedere, care înlocuiesc bine acel picior sau mână, dar nu e cel natural. Partea asta psihică trebuie foarte bine, controlată foarte multă atenție. Și acceptată. Da, foarte multă atenție, pentru că marea majoritate nu dau atenție. E ca și la carnetul de conducere. Partea psihologică este foarte importantă pentru șoferul respectiv. E momentul când el e dereglat. De-aia iese pe geam și urlă la ceilalți, că el are o problemă psihică. Da. E, momentul când se întâmplă... Se pare că trebuie să facă toată lumea loc da. În șosea. E, păi, da, dar când își ia carnetul, ar fi trebuit acel psiholog să-i dea mai multă atenție personajului, că îl vede că e agitat. Și, poate că nu arată în momentul respectiv. Un psiholog, da, sunt, iertați-mă, n-are voie să nu vadă. Simte. Da. Simte, evident. Doar dacă se trece ușor, hai, las că merge, își conduce bine mâinile, picioarele, da, dar capul face prostii. Și dovadă că sunt multe greșeli în circulație, accidente care se produc datorită unui psihic dereglat. Da, cam asta este rezultatul. Ce altceva vreți să ne mai transmiteți tot legat de boli karmice sau de ceea ce se transmite la nivel de boli karmice? Este probabil că este incomplet ceea ce am discutat noi acum, în sensul că sunt foarte multe boli karmice pe care noi le găsim și le transmitem. Și e vorba și de legăminte, jurăminte făcute greșit anterior, tot pe emoții, pe, să zicem, iubire sau lipsa iubirii. Și atunci exprimarea este greșită, în mintea noastră facem niște programe pe care noi le transmitem greșit și în alte vieți. Adică te voi iubi pentru totdeauna. Greșit. Nu e, până la sfârșitul vieții. Atât. Acele vieți. De ce? Pentru că transmițând informația asta program sufletului, o duce în altă viață și persoana respectivă își caută o pereche. Altă pereche. Problema este că se împiedică de perechea anterioară, care vine sub altă formă, pentru că de data asta are alt corp și nu-i mai place. Da. Dar intuiția și instinctul îi spune că trebuie să se ducă spre el, spre persoana respectivă. E, dar în altă parte, în altă direcție, pe alt drum, să-și găsească un alt partener sau parteneră, nu poate, pentru că este blocată în gândirea anterioară greșită. În momentul când tot prin regresie se pot scoate aceste jurăminte, legăminte greșite și, din păcate, în foarte multe melodii am auzit exprimarea asta greșită. Da, e drept. Amorul este mare și dragostea spune că ești foarte, cum să spun, înclinat către zona respectivă, dar nu asta nu înseamnă că te duci în alte vieți cu ele. Deci nu pentru totdeauna. E de ajuns până la sfârșitul vieții. Și din câte știu eu, dacă nu greșesc, la căsătorie spune să fii împreună la bine și la rău până viața se va sfârși. Deci e foarte bine așa, nu pentru totdeauna. Nu până la sfârșitul timpului, nu
exprimările astea sunt greșite și, din păcate, se tot transmit pentru totdeauna. De ce? Nu se cunosc dedesubturile și atunci e vorba de puterea tot cuvintelor. Ce se repetă, se tot repetă. Da, e greșit. Vorbeam mai devreme de informația care este repetată de părinți și este indusă copiilor prin programe. Da. Repetat, repetat picătura chinezească, intră la un moment dat și când ajunge acolo, ori vrei să te eliberezi, ori vrei exact invers, să te cuplezi și prin această dorință intensă a energiei iubirii, ne ducem spre partea asta, la fel, apar niște dereglaje exagerate și ne ducem în pentru totdeauna, greșit. E, momentul când înțelegi fenomenul, tot așa te duci și știu multe persoane care au zis, nu pot să-mi găsesc partener, parteneră. Păi hai să vedem dacă nu cumva ai scăpat niște cuvinte altă dată și bineînțeles că le găsim jurăminte. Mai sunt altele, iarăși jurăminte, legăminte legate de aici unii preoți sau pusnici care au trăit în păduri și atunci au zis, n-am nevoie de persoane prin prejurul meu, vreau să fiu singur. Deci, program de singurătate. Sau pot să trăiesc și fără mâncare. De multe ori, preoți din mănăstiri primesc. Și atunci, primind, n-ar nevoie să muncească pentru ele, să sape, să se ducă să cumpere. Sau... Și atunci, primind, n-au nevoie să primească, să mănânce și atunci mâncarea eu o consideră secundară. Poate să vină, poate să nu vină. Nu depind de ea. Și iarăși greșeală, pot, pentru totdeauna eu pot să mă las de mânca. Și există tehnica energetică de a trăi cu lumină. Este cunoscută. Nu aplicată de foarte multă lume, dar important e că atâta timp cât există și este cunoscută, este o variantă pe care și-o pot alege unii. Altă variantă este iarăși jurământ sau legământ legat de fără bani. Și multe persoane le-am văzut disperate după bani. Și în momentul acela, imediat ne-am dat seama că ei de fapt au cerut altceva în altă viață, pentru totdeauna nu mai am nevoie de bani, de ce? Că eu pot trăi fără. Și ați văzut, și că budiști tot așa, ies și trăiesc din donații de la piață. Ei primesc și știu că o să primească. Asta este înțelegerea la ei. Dar și în alte părți se face această, există această gândire și automat ei prin gândirea asta greșit exprimată și atenție, nu este greșit pentru ei în momentul respectiv, ci pentru faptul că trimiți în altă viață în care personajul pe care l-ai reconstruit nu știe despre ce e vorba. Și atunci el caută să obțină bani pentru că are nevoie de elementul acesta intermediar să-și cumpere de mâncare, să zicem. Nu are și atunci, am văzut copii disperați după bani. Ei, neavând probleme, părinții neavând probleme cu banii, îi dau. Dar nu, mai dăm. De ce? Și societatea îi fură, dar sunt cei care sunt liniștiți, deși au împrejur și bani și au și părinții bani, nu au problema asta. Ei, cei care au problemă, sigur, se duc în jurăminte greșite. Așa se explică și cei care fură, de exemplu, fără să le trebuiască obiectele pe care le fură. Pur și simplu e... Tot din karmă se poate explica. Ei vin cu o karmă foarte scăzută, o karmă negativă, care nu le permite să ajungă la energii mari. Energia banului este o energie mare, dar există și energia casei. Ori ei nu pot obține nici casă, nici bani și atunci sunt obligați să forțeze natura lor informațională cu care vin și atunci se duc să ori să fure și putem observa că sunt unele personaje care reușesc să iasă din canale, să se reconstruiască, să învețe cumva. Se duc într-un așezământ. Luminează, cred, într-un fel sau altul. Da, merg pe un anumit tip de intuiție care le spune, e bine să faci așa, ca să te poți armoniza cu societatea și cu informațiile interioare. Dar, din păcate, sunt puțini că nu reușesc să depășească nivelul și nici societatea nu înțelege acest fenomen. N-are cum să-i ajute decât prin donații. E un cămin, vino și stai acolo. Mai mult de atâta, din punct de vedere psihologic, ar trebui ajutați și ei.
Deci mare problemă, aș spune, generală, este psihologia pe care o aduc slăbită, scăzută multe persoane și din această slăbiciune mai departe se duc în niște boli. Greu de rezolvat. Și dovadă da. Cele bolile pe care le-am discutat, majoritatea au probleme de aceste slăbiciuni, sensibilități exagerate ale psihicului. Psihoemoțional, pentru că sunt corpuri diferite și totuși apropiate ca vibrație. Domnule profesor, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă rog ca un mesaj pentru cei care ne-au urmărit și ne urmăresc. Sunt multe boli care sunt neexplicate din punct de vedere alopat și nu vreau să se supere pe mine medicii că sublinieze acest lucru, se pot rezolva din punct de vedere energetic. Infoenergetic se pot face aceste descoperiri. Pentru că la orice există o cauză în spate. Exact. Atâta timp cât nu te duci la cauză ca să o rezolvi problema respectivă, nu o să o rezolvi niciodată. Boala se va întoarce. De ce? Pentru că merge pe informația celulei care se duce totdeauna în jos. E, în momentul când scade și revii cu tot felul de substanțe ca să repari, e clar că informația aia trebuie să te ducă undeva înapoi. Că te duce la naștere sau înainte de naștere, acum depinde iarăși de diverse structuri, personaje cu care te întâlnești, gândiri diferite și automat depinde de structura ta cât de puternic ești sau slab. Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru toate aceste informații și sigur că cei care ne-au urmărit au putut afla multe, multe informații noi pe care nu le întâlnim în fiecare zi, să spunem. Da, sper să înțeleagă altfel situațiile respective și să caute și altfel rezolvările. Da, vă mulțumim și totodată vă mai așteptăm. Cu drag. Oameni frumoși, oameni minunați, vă mulțumesc pentru că ați rezistat până la sfârșitul acestei emisiuni. Este a treia parte a acestei emisiuni cu tema boli karmice. Trilogie. De-a lungul celor trei etape, ediții, am împărtășit și am cunoscut prin informațiile venite prin domnul profesor multe lucruri interesante. Ne oprim aici și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu o nouă temă. Pe curând!